Cu cafeluța în față să începem o nouă dimineață. Vă salut! Ziua internațională a cafelei azi, așa scrie pe net, ceea ce vă doresc și dumneavoastră, o zi în care să fiți treji, activi și nu numai de la cafea. Tot astăzi este ziua internațională a muzicii. M-am uitat pe YouTube în trending ce muzică avem noi acum. Dani Mocanu, Țancă Uraganu, alte fenomene meteorologice, J'adore, Abi, Babi, Mubi, Mumu, Lulu, Tsutsu și alți artiști ai genului. Așa că eu vă rog, după ce terminăm cu muzica de pe acest canal de YouTube, să căutați o muzică adevărată. Până anii 70 să găsea o muzică de calitate. Copacul, veniți privighetoarea, cântă, un semnalem, muzică de-a noastră românească frumoasă, măcar una dintre melodii să vă aline sufletul, să vă aline ăștia-s aburi? Păi normal că-s aburi, domne, că vorba lui Ciomu, ieri a nins la vârful omul, brr, ca astăzi 1 octombrie și vă dau salutare din prima zi a lunii lui Brumărel. Mă, românii, nu știu, le avem cu diminutivele. De ce Dumnezeu a pus Brumărel la octombrie și a mai pus Brumar la noiembrie? Bine ar fi fost să pună Drumar, să facă cineva drumurile și asta să fie undeva în mai iunie, să fie două luni, Drumar, să avem și noi autostrăzi. Brumărel, noi le avem cu diminutivările. O punguliță doriți, 5 bănuți n-aveți, 30 de leuți face, totul diminutivăm. Orice până la organul masculin, că nu poți să-i zici, știți voi, nu m-am dus așa pe... Dar totuși, deși e Brumărel, ieri 2158 de cazuri, record absolut, ui, ha, cânipa, cam mult, ziceți și voi. Între timp vă mulțumesc de abonare, vă mulțumesc de faptul că plonejați efectiv pe acest canal al Unicu Bendea în fiecare dimineață de luni până joi, pe la orele 10, poate un pic înainte de 10 sau chiar după 10. Număr de cazuri record. Clotilde Armand a cerut să fie renumărate. Că nu se mai termină toate la sectorul 1 problema asta. Cine-i pe primul loc, Tudorache sau Armand? Să le dea foc la voturi. Să le dea foc la voturi și să fie o zi primar Clotilde, o zi Tudorache. Unul strică, unul face, unul strică, unul face. Ca în meșterul Manole. Cum nu se întâmplă nimic mai bun în România? N-are cum să se întâmple. Că doar noi... materialul de bază genetic, tot ăștia suntem. Au descoperit acum un filmuleț, o filmare în care useriștii cu măști pe figură scoteau voturile din saci. Umblau printre sacii din biroul electoral al sectorului 1. Păi săracii de ei s-au dus acolo să caute ca în sacul lui Moș Crăciun, să vadă, nu le-au pus o portocală, un fular, un Nicu Șordan. Că Nicu Șordan, strălucitul matematician, a decretat nu va mai fi Moș Crăciun anul ăsta în București. Mă rog, nu s-o vă face târgurile de Crăciun celebre, că nu mai sunt bani. Implicit nu vine nici Moș Crăciun și așa că s-au dus și ăștia useriști să vadă, poate, i-au lăsat ceva în avans. Imediat firea a ripostat. Nicușor Dan e un om fără suflet. Nicușor e o fiară. Băi, nu știu ce să mai crezi și despre firea. Greu, greu cu pandele. Pe capul lui Pandelei firea acum. S-a certat cu Simona Gherghe, două moldovence, prietene de 30 de ani sau de 40 de ani, încă din embrion. Pe Marius Pieleanu l-a luat în șuturi, pentru că n-a făcut bine sondajul ăla, n-a făcut bine exit poll-ul, nu știu ce să mai cred. Doamnele astea care apar până mediile virtuale și la televizor propagă feminismul. Dar unde e feminitatea? Că noi ca bărbați căutăm într-o femeie feminitatea, nu feminismul. S-o mai asociați și cu aia, cu Dana Budeanu, să nu-i fii la gura ei, că te spur, că te umple de zoaie. Și Prodan, ca Ana Maria Prodan, mare impresară sau ce Dumnezeu îi, o zis că ea nu vorbește cu bărbații din fotbal care se poartă ca niște femei la menopauză. Ce e asta, domne? Feminism, nu feminitate. Rodanca vorbește numai cu bărbați adevărați. Păi un bărbat adevărat e domnul Ciolacu, care e acum cu toate secretarele din PSD la izolare. Hai noroc și la mai. Și că a fost domnul Ciolacu până sălaj și-o dat mâna cu niște domni de la PSD de acolo, care acum s-a internați. Și-o făcut testul și-o intrat în izolare.
Că dacă n-o băut pălincă de zalău și n-o făcut la nimeni rău, ai ha, dar până când, mă, uite ce se întâmplă. Are acum în izolare, are un caiet de desen, pixuri carioci, căci că, așa spunea strategul șef al PSD-ului, trebuie schimbată sigla, să nu mai fie trandafiri în sigla PSD-ului. Se scuturau toți trandafirii, în noaptea când n-am câștigat, plângea pădurea și zefirii. Și chiar Ciolacu a ratat. Da. Păi ce să pună pe siglă PSD-ul? Niște panseluțe? Nu, că e tot simbol floral. Să pună niște borduri? Ziceți voi, până mai au o guriță de cafei. Pe firea topless. Alea voturi ce s-ar aduna acolo. Dacă ar pune pe Gabriela Firea topless pe sigla PSD. Dar ce mă mai mir de-a mei din politică? În America a fost dezbaterea aia celebră între Trump și rivalul său Biden. Bă, boșorogii aia vor să conducă lumea sau chiar o conduc, boșorogii aia. La unul îi sărea meșa din freză, la unul proteza când încercau să vorbească. Lasă-o încolo, mă, ăștia-s liderii mondiali. N-au putut să vorbească civilizat, să acoperea unul pe altul, atâta mai rămânea să-și arate fundul acolo, să-și dea jos nădragii, că în rest s-au insultat ca la ușa cortului. Hai de capul meu. Bă, parcă erau doi administratori de scară, de bloc, scuzați, bâlbâiala, care se certau acolo, care pune mai mult gunoi, care scară pune mai mult gunoi la ghenă, mă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Deși ziua internațională a vârstnicului, azi le spun tuturor celor care au ajuns la această frumoasă vârstă la mulți ani, nu se poate, domnule, să dă. Ce exemplu ne dau ei, Trump și cu Biden și alți veterani din politică, ce exemplu ne dau nouă celor mai tineri, celor care suntem cu o treaptă mai jos decât ei ca vârstă. Nu știu, habar n-am. Dar astăzi, pentru cei cu bani, se anunță o zi bună și nu-s mama Omida sau Neti Sandu, nu. Am citit știrea că o casă de licitații scoate la licitație și spre vânzare o masă de șah al lui Nea Nicolae Ceaușescu, 350 de euro un chilipir. O cumperi cu 400, să zicem, și știți vorba bancului, ce-i jocul de șah? Jocul de șah este acel joc căruia îi punem piesele într-o pungă când vrem să folosim tabla pentru table. Na, așa, masa de șah al lui Nicolae Ceaușescu. Ei, Ceaușescu ne-a ținut vreo 25 de ani în șah, dar ăștia de 30 de ani ne tot dau mat. Cam așa e în România, plin de zile internaționale. Mai ziceți și voi, ce zi internațională mai e azi? În afară de asta a cafelei. Păi mai este ziua internațională, nu, ziua națională a scafandrului, ziua scafandrului român. Păi numai niște scafandri ne-ar putea scoate din apele tulburi în care înotăm. Am încercat noi cu ștampila să-i scoatem la suprafață pe ăștia cât de cât. Nu, au mai ieșit un Fritz, un Miț, un Șordan, un așa. Dar numai scafandrii ar fi în stare să ne... Oare ce mai face domnul Dorel Onaca? Cel mai celebru scafandru român, cu multe operațiuni de salvare, dar care până la urmă a intrat și el la fund că s-o da pe lângă Băsescu. Stop acolo, fi... ziceți-mi dacă știți la comentarii. Ziua internațională a arhitecților. Ar fi bine să mai avem și arhitecți în România, că la noi mai nou, ce înseamnă să faci arhitectură? Înseamnă să faci duplexuri, blocuri, blocuri între case, blocuri între blocuri, blocuri pe străzi, blocuri peste blocuri. Da. Și total sărbătorim ziua medicului. La mulți ani să ne trăiască medicii, mai ales cei din linia întâi, că săracii de până aprilie nu au avut timp să-și tragă răsuflarea. În semn de solidaritate cu ei am fost la prima oră să-mi fac analizele. Un colesterol, un HDL, un LDL, un ASAT, un ALAT, niște trigliceride, de astea, deci scot din buzunar un milion numai ca să le faci și să tățănuiască bine. Dar mă rog, le aștept pe mail să vedem ce ieși și să-mi țineți pumnii. Că dacă nu, tot astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Vegetarianismului. Dacă nu ies bine analizele, vedeți dintr-o zi într alta. De la ziua cafelei, ziua muzicii, ziua medicului, ziua vegetarianismului. Dacă nu trec pe de astea. O și scos socră mea vreo patru felii de ceafă pentru prânz, așa că după ce le mănânc pe alea,
regla vegetarianism cu niște chiftele și virșli de sălaș din Hunedoara, sălașul de jos numărul 90, cei mai buni virșli din țară, dacă nu și din Hunedoara. Vine avionul cu motor, dar nu mă ia pe mine în zbor. Zbor de aici, că v-am ținut destul de povești. La mulți ani, indiferent în ce zi internațională sau națională vă regăsiți astăzi, să ne vedem cu bine și mâine. Dați de știre lumii că aici, pe canal La Bendea, se întâmplă lucruri imăportante.